Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Contra curentului. Nu te amăgi gândind că poți pluti dus de curentul lumii acesteia, că îți poți face toate poftele și totuși să ieși victorios. Mărturisirea și părerea de rău. Textul de memorat îl găsim în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Biblia este minunata mașină a timpului care înduce înapoi cu imaginația cu mii de ani în urmă, cu istoria ei precisă. Ea ne poartă de asemenea departe în viitor prin profețiile sale minunate. Dacă mergem înapoi în timp cu 2000 de ani, îl putem urma pe băiatul Iisus în timp ce vizitează templul pentru prima dată de la dedicarea lui. Pentru prima oară, el poate să-și urmeze frații vitregi și pe tatăl Iosif în curte. Poate că Iisus, care el însuși mielul de sacrificiu, care stă ghemuit în brațele sale. Biblia ne spune ce l-ar fi văzut Iisus pe Iosif făcând în continuare. Leviticul, capitolul 3, cu versetul 2. Să pună mâna pe capul dobitocului, să-l înjunghe la ușa cortului întâlnirii și preoții fiii lui Aron să stropească sângele pe altar de jur împrejur. Tatăl care își pune mâna pe capul mielului îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl care l-a dat ca jertfă pe Hristos, mielul lui Dumnezeu. Isaia 53, cu 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când Iosif și-a pus mâinile asupra animalului de sacrificiu, el a mărturisit păcatele lui și ale familiei sale. Păcatele erau iertate și, în mod simbolic, erau transferate asupra mielului, care apoi muria pentru acele păcate. În rugăciunea domnească, Hristos a folosit o expresie foarte generală: ne iartă greșelile noastre. Aceasta nu pentru a ne învăța să ne mărturisim păcatele într-o manieră generală, ci pentru a ne aminti să ne mărturisim în mod explicit păcatele actuale. Leviticul, capitolul 5, cu versetul 5. Când cineva, deci, se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul. Adevărata mărturisire are totdeauna un caracter deosebit și recunoaște păcatul pe nume. Asta trebuiau să facă evreii în mod simbolic, iar în această săptămână ne vom concentra asupra acelor simboluri care ne învață despre mărturisire și pocăința în ziua de astăzi. Mărturisirea nu este un lucru ușor, dar uneori este cea mai ușoară parte din procesul pocăinței. În Vechiul Testament, oamenii nu puteau rămâne nepedepsiți de furtul unui anumit lucru, doar aducând un miel și mărturisind. Nu puteau scăpa doar cu returnarea articolului furat și aducerea ca jertfă a unui miel. Nu, ei trebuiau să dea înapoi mai mult decât furaseră. Animalele erau printre lucrurile cel mai ușor de furat. În unele locuri astăzi, păstorii își însemnează oile pe spate cu vopsea de culoare albastră, verde sau roz. Este o modalitate eficientă prin care ei pot cunoaște care oaie aparține cui. Nu știm cum își identificau păstorii din vechime oile, dar dacă reușeau să prindă un hoț care deja scăpase de bunurile furate, iată ce spunea Dumnezeu că trebuia să facă hoțul. Exod, capitolul 21, cu versetul 1. Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, se dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Legea era una serioasă. Dacă hoțul nu avea destui bani pentru a da înapoi mai mult decât a luat, el trebuia să fie vândut ca sclav pentru a obține suficienți bani să returneze mai mult decât a furat. Dacă era prins în fapt, hoțul tot trebuia să restituie dublu. Deci, dacă încerca să fure un berbec, trebuia să-l restituie pe acela și să dea încă unul.
Dumnezeu nu a intenționat ca mărturisirea și pocăința să fie văzute ca modalități de a scăpa de responsabilitatea de a îndrepta lucrurile. În Israel, dacă îi aduceai un prejudiciu semenului său, trebuia să restitui lucrurile prejudiciate și să adaugi 20%. Dacă avariai un car, să zicem cu o valoare de $300, trebuia să-i plătești proprietarului $360. Suma despăgubea faptul de a avea un car stricat și ajuta pe perioada cât acesta era reparat. Când Biblia vorbește despre un om care este cu adevărat schimbat de Evanghelie, ea spune că el este dispus să-și îndrepte greșelile, iar acest lucru este o dovadă a schimbării lui. Ezechiel 33:15. Dar dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viață și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Dar majoritatea păcatelor nu presupun niciun fel de restituire sau plată care părea afectată. De ce oare? Deoarece majoritatea păcatelor nu pot fi desfăcute. Când suntem nerăbdători sau rostim cuvinte nepoliticoase, trebuie să ne rugăm semenii să ne ierte. Dar păcatele săvârșite împotriva oamenilor sunt de asemenea și păcate împotriva lui Dumnezeu, deoarece oamenii îi aparțin lui Dumnezeu. Așadar, atunci când ne rugăm, ar trebui să recunoaștem că de fapt pe Iisus l-am tratat urât. Când David a săvârșit cel mai mare păcat al său, iată ce a zis despre el. Psalm 51:4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dacă ne mărturisim păcatul înaintea lui Dumnezeu, admitem că El are dreptate să condamne păcatul nostru. Ne recunoaștem vina pentru a se putea vedea corectitudinea lui Dumnezeu în relația cu noi. Și deși acesta este un motiv suficient de bun pentru a mărturisi păcatele, vom vedea și alte motive în continuare. Și ce dacă o persoană refuză să-și mărturisească păcatul? Cel care nu își mărturisește păcatele nu va găsi pacea care vine din experimentarea iertării și milei lui Dumnezeu. De aceea, un evreu își pune mâna pe capul mielului și de aceea ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Vrem iertare și milă, dar nu doar asta ne dorim. Vrem de asemenea să ne fie curățate viețile, să avem caractere sfinte. Asta promite Dumnezeu să facă pentru aceia care caută iertarea, mărturisindu-și păcatele. În 1 Ioan 1:9 găsim scris: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt două tipuri de mărturisire care nu duc niciodată la iertare. Unul dintre acestea este mărturisirea păcatelor altei persoane. Geneza 3:12. Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Geneza 3:13. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. O altă confesiune de foarte mică valoare este cea scoasă forțat din inima unei persoane vinovate atunci când este prinsă și trebuie să înfrunte consecințele. Acest tip de mărturisire goală este foarte comună și este lipsită de valoare, deoarece nu este însoțită de regret care implică renunțarea la păcatele noastre. Acest tip de mărturisire este cea făcută de Faraon când se confrunta cu plăcile de Balaam, când a văzut îngerul cu sabia scoasă, de Acan când a văzut că furtul lui a fost descoperit și de Saul când și-a dat seama că și-ar putea pierde coroana. Exod 10:16. Faraon a zis: am păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Numeri 22:34. Balaam a zis îngerului Domnului: am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum.
Iosua 7:20. Acan a zis: este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel și iată ce am făcut. 1 Samuel 15:24. Atunci Saul a zis lui Samuel: am păcătuit, căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. În mărturisirea lui Saul este un indiciu care dovedește că nu era și regret în ea. Saul a încercat să-și scuze păcatul. Vorbele lui seamănă mult cu mărturisirea lui Adam și a Evei. În loc să-și recunoască vinovăția, cum se întâmplă în cazul unei mărturisiri adevărate, o mărturisire falsă caută să scuze păcatul și să dovedească faptul că, în circumstanțele date, păcatul nu a fost deloc ceva rău. Așadar, când este momentul potrivit pentru o mărturisire, înainte de a fi prins. După ce ești prins, s-ar putea să-ți fie greu să-ți dai seama dacă regreți cu adevărat. Iar când mărturisești, nu face niciodată efortul de a-ți scuza păcatul, explicând de ce ai făcut așa. Nu există niciodată un motiv bun pentru a păcătui. Cui ar trebui să mărturisim? În Biblia romano-catolică și în alte câteva denominațiuni, oamenii își mărturisesc păcatele unui preot. Acest lucru produce probleme mari. Preotul este corupt prin faptul că ascultă mereu despre păcatele altora și din cauza faptului că este tratat ca Dumnezeu, iar păcătoșii sunt și ei corupți pentru că standardul după care îl privesc pe Dumnezeu este coborât. Așadar, deși ar trebui să ne mărturisim unii altora lucrurile pe care le-am făcut și cu care ne-am rănit unii pe alții și deși am putea să ne mărturisim dependențele unei persoane care ne-ar putea ajuta să le depășim, trebuie să mergem cu toate păcatele noastre direct la Dumnezeu pentru a cere și a primi iertarea. Îi putem mărturisi lui păcatele știind că El ne iubește, că El are milă față de noi și că El nu ne va disprețui în vremurile noastre grele. Mărturisirea și pocăința sunt jertfele pe care le putem aduce noi. Știm că Dumnezeu le va accepta. Psalmi 51:17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh stropit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Fiți binecuvântați să înțelegeți cât de important este atunci când greșim să mărturisim, ca să fim iertați și vindecați. Domnul cu voi!